Bună seara, stimați telespectatori! E vineri după amiază, spre seară, și iată-ne din nou împreună pe strada Calea Eroilor cu Vasile Vasiescu. Invitatul meu din seara asta e un pictor, e un vechi prieten, aș putea să spun, bătrân ca mine, pe care l-am invitat pentru că mai zilele trecute am plinit o vârstă rotundă, o și spunem la toată lumea, 70 de ani, nu-i de aici de acolo. Deci l-am invitat pe pictorul Gheorghe Plăveți. Bună seara, bună seara, domnule pictor, să trăiești la mulți ani din partea noastră a tuturor, să fii sănătos. Mulțumesc. Și fii atent că nu mai avem în față, mi-a zis mie cineva, decât vreo 20 de ani de muncă. După aia putem să stăm liniștiți acum cu statul ăsta liniștit, știi cum e, s-ar putea să stăm liniștiți cu mâinile pe burtă, dar eu știu să tragem unde dăși de la ăștia 20 de ani. Ce faci? Care-i viața la 70 de ani? Ce să fac? Stau mai mult la țară, acum m-am retras de când m-am pensionat. Țin contactul cu filiala UAP din Târgu Jiu. Am participat chiar acum recent la o tabără organizată de centrul. Vorbim despre asta. Deci, spune-mi, ești decanul de vârstă al filialei acum, a? S-ar părea că da. Da? Când ați înființat prima dată cenaclul, îți mai aduce aminte? Ei, cum nu, cine era în cenaclul ăla atunci? Ei, decan era Cheber, nu? Ai ajuns un fel de Cheber al filialei acum, da, nu? Cheber era, da. Cheber era fisul lui Cheber, care avea și el la o vârstă atunci, avea 50 ceva Aurel, de ani. Aurel, parcă, nu? Aurel? Da? Nu Aurel, altfel. Adrian. Adrian, da. Colțan era tânăr, nu? Colțan era tânăr. Colțan era și el tânăr. El era tânăr, da, nu? Nistor. Nistor? Cine era, da, Nistor? Nu știu Nistor. Profesorul de desen Nistor. Profesorul Nistor, da? Da. Era în cenaclul ăsta? Era clujean el, da. Aha. Lucra. Păi au venit... Și pe urmă erați voi ăștia tineri toți? Era mentorul, de fapt. Nae Diaconu, da. Aha. Prietenul meu, el m-a organizat și o expediție mare. Deci el s-a amestecat să și la cenaclul. Da, 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 da. Dar și Mocioi v-a ajutat la început atunci când s-a făcut cenaclul. Da, el era la Consiliul Culturii, da? Și Mocioi, după aceea au venit generația asta cu Valer Neacu, Țopescu și trecut, păi, și au fost o grămadă de tineri care erau venit din afară, nu? Da, da, da. Viorel Chirea, Radu Igoșag, da. Iacob Hazi, da. Oprescu. Era o fată, o tapisereasă, cum o chema? Da, îți mi-aduce, da, aminte, o fată frumoasă. Da, știu. Nu-ți spun cum o cheamă. Că... Știu. Era din Ardealia. Uh-huh, uh-huh. Deci a fost o... Da. Și atunci a fost, de fapt, forța cenaclului. Uite, m-am gândit de mai multe ori, dacă n-ai putere, știi... Ne-a botezat Ion Frunzeti, a venit aici. Zău, la deschidere? La deschidere, da. Ia uite, extraordinar. E o chestie frumoasă. Asta a fost o chestie frumoasă. Interesant. Sunt... Era și soția lui Radu Zgarbură, Gabriela Cristu, da, venea, da, atunci. Da, da. Ea chiar a făcut o expoziție cu artiștii plastici de la ei, din blocul lor de la, deasupra cinematecii, dacă îți mai aduce aminte. Da, e... Au fost vreo 5-6 pictori atunci și au făcut o expoziție colectivă aceea. Da, da, da. Deci a fost un început promițător, nu? Un început bun, frumos, chiar, știu eu, cu promisiuni, cu... Uite, ăștia au cam plecat, personalități. De exemplu, Viorel Chirea e în Germania. Da, la Hân. Și a performat, da, acolo. El era la un moment dat un fel de șeful UAP-ului, știi, pe zona aia. Da. Eu am două lucrări mici de grafică, de alea foarte frumoase. Uite, Iacob Hazi e profesor la Cluj. Sibiu. La Cluj. Acum e la Cluj. Nu la Cluj, la Timișoara. La Timișoara. La Sibiu. Da, și la Timișoara nu, n-a mai venit. Ar fi interesant să ai făcut o expoziție colectivă, da, cu toți cei care au fost atunci. Constantinescu Cocoru la un moment dat a fost, dacă ți-aduci aminte. Da, el, da, a stat numai de primăvară până în vară. A făcut o expoziție aici la muzeu. Și în baza expoziției atunci, ălea l-a păcălit pe Colțan și i-a dat negație și a plecat la București. Dar am vorbit cu el în vreo două rânduri, la un moment dat îmi promisese că ar vrea să facă o expoziție la muzeul nostru, de aceea i-a plăcut la Târgu Jiu, dar nu era de rămas aceea, el vrea la București. Și n-a stat decât câteva luni, a lucrat atunci la Recomul ăla, să făceau agitația vizuală pentru vitrine, pentru toate socotelele astea, cum era atunci. Da, da, da. Mai era cineva Cozariuc sau așa ceva, da? A plecat tot așa la Timișoara. Aha, nu știu. Ia spune, da, pe Cheber l-ai cunoscut? Ai fost în atelier la Cheber? Sigur că da. Și?
Era un meseriaș. Comunica foarte greu că era... L-ai prins atunci când nu mai auzea, da. Nu mai trebuia să scrie. Atunci l-am prins și eu, da, tot așa. Am fost și eu de vreo două ori în atelier. Da, meserie. Nu se putea comunica prea bine, meserie. Numai în felul ăsta. Ai fost profesor la liceul teologic. Ai învățat pe copiii ăștia arta desenului și ce înseamnă desenul aproape de biserică. Da. I-ai dus în vizită la casa lui Cheber să vadă, sigur că nu? Da, aveam chiar un parteneriat cu... Cu biblioteca, cum ar veni, da. Cu o bibliotecă foarte bună. Cheber, un tip extraordinar, extraordinar. Păcat că e... Uite, a făcut profesorul Mocioi un album cu Cheber, impresionant, așa de gros, așa de mare. Acum, păcat, recent? Da, păcat că tirajul e mic. Domnule, la toată... editura Spicon, la el, la editura... Nu, la editura aia, cred că la editura Universității... Asta, Constantin Brâncuș, dar e realizat în condiții grafice excelente, cu niște reproduceri foarte bune și reproducerile din toate domeniile, și grafică, și pictură de șevalet, și pictură bisericească, și extraordinar. Adică foarte cu ăla te poți lăuda oriunde cu Cheber și să te lauzi că pictorul Cheber a existat la Târgu Jiu. Da. Spune-mi, ai terminat liceul la Baia de Aramă? Sau? Da, liceul la Baia de Aramă. Și de une până une... ți s-a năzărit tocmai de acolo, de pe coclaurile alea ale Mehedințului și de la Baia de Aramă, toate că la generația noastră, pe vremea noastră, atunci liceul de la Baia de Aramă era un liceu bun. Foarte în bun. Anii ai, atunci era... Profesori mari, excelenți. Da. Nu, nu mai știu cum... Eu n-aveam de lucru, eram bun la matematică și era pe vremea aia cu rezolvitorii de problemă din Gazeta Matematică și era unul de la Baia de Aramă care și propunea soluții foarte interesante. Și de une până una să te faci artist. Păi, cred că am fost, fără să fie lipsit de modestie, am fost făcut pentru asta, de la vârstă foarte fragedă. Nu ești lipsit de modestie deloc, da. Înainte de a scrie, desenam și... Așa, zău? Da. Am avut o copilărie foarte frumoasă, la țară, părinții erau de acolo și... Mergeam cu vitele, dar întotdeauna aveam un ca toți copiii caiet, de la țară. Un caiet și de desen și desenai, desenai? Tot, da, tot timpul desenam. Mai ai din perioada liceului crochiuri, desene de atunci? Ceva mai am, dar foarte puțin. Știi de ce? Puțin. Când tot în perioada aia era Emil Ciocoiu, era elev, el era cu un an mai mare ca noi. A murit săracul. A murit anul ăsta, da. De fapt, era mai mare ca mine cu un an și ca tine ca doi. La Aachen, tot la Aachen a fost, da. Și eu am jucat volei cu el și ne-am întâlnit odată la juniorate la Craiova, vezi, Doamne, la volei și într-o seară mi-a arătat caietul lui de crochiuri. Mi-a rămas în cap, știi? Da. De atunci, că noi jucam volei, eram jmecheri, eram golănaș așa, dar el și desena foarte, foarte frumos de atunci. El tot printr-un sat pe aici, până la pe la Bolboș. De la șasa, Dănești, de aici, de aproape. Așa, și... Ai dat examen de prima dată, hotărât să dai la arte plastice și te-ai dus la asta? Da, eram hotărât, cum să spun. Deși știam că e un liceu de arte la Craiova, dar... Era peste mână, așa. Dar n-am făcut nicio pregătire. Și te-ai dus la Iași, în 1907. Vedeam foarte multe albume, mi-aduc aminte. Păi de unde vedeai foarte multe albume? De la bibliotecă. De la biblioteca Băii de Aram. La ora de matematică chiar m-a prins cineva, profesoara de matematică. Știi că, Ipolit Strâmbu, nu? E de la Baia de Aramă. Da, ar trebui la Baia de Aramă să există o colecție Ipolit Strâmbu, nu există, că nu ne interesează. Nu mai curgea apa nici pe gurile alea de la izvor. Da. Mănăstirea are niște probleme, era la vremea respectivă, era acum mai pervertit. Avea așa. Un aer medieval, așa. Da. Au fost, niște povești foarte interesante cu boierii de pe Valea Motrului și de la Baia de Aramă. Da. Și în ce an te-ai dus la Iași? Denaturat lucrurile. În 68? 64. La Iași? Nu, la Baia. Nu, la Iași, când te-ai dus? La Iași, 68, da. 68, și? 68, da. Ai dat examen și ai intrat. Am intrat chiar bine. În primii trei. L-a avut pe Hartmanu, profesor. Pe Hartmanu. Extraordinar. El era Bartok, l-am avut, mare colorist. Bartok era tare de tot la vremea respectivă și Hartmanu era pe cai. A murit la Paris, da. Bartok. Și Dan Hartmanu era la vremea respectivă pe cai mari. L-ai prins în facultate și pe generația asta tânără, pe Gavrilean, pe Suhar. Pe Gavrilean, da, fiică mea. Că a făcut-o la Iași, da? A avut profesor, da, a avut profesor. De specialitate. Da. Eu am văzut o expoziție cu Gavrilean, cu Suhar, cu Ion Păduraru, Suhar, pictorul, da. Și cu Ioan Gânjiu.
Domnule, ăștia când au venit, când au venit ăștia din Moldova, atunci erau tineri, vorbim de 71-72 în București, era o sală Apollo se chema, au rupt gura târgului și toți au performat, toți. Am văzut că ai făcut o expoziție la festivalul la Voronețiana, care era foarte în vogă la vremea respectivă. Erai încă student sau terminasei atunci? Nu, terminasem, era prin 74, cred. Da? 75. Și ai luat vreo mențiune, vreun premiu acolo, că toată lumea să laudă cu chestia asta. Nu. Dar era o treabă frumoasă de tot făcută. Da, interesantă. N-am interesant. Fost acolo, numai am trimis... Da, ai trimis lucrare, n-ai fost. O lucrare, da. Atât, o singură ediție am fost, Voronețiana. Da. Ai expus și pe la Botoșani, adică ai avut un excurs expozițional moldovenesc, așa. Da, și încă de când eram student, expuneam. Cine dintre marii pictori au mai fost atunci, în perioada aia, dascări, cu care te-ai... Sau ai văzut expoziții la Sibiu, păi la Iași, interesante, așa? Am avut pe care te-au marcat, vorbesc. Ionescu, am avut pe ăsta, Hărtopeanu, un mare pictor, elevul Tonița. A fugit el în Elveția, mă rog. Încă de pe, nu știu, de prin anii 70 a fugit el. Un pictor bun, da. A fost elevul Tonița. Oricum, anii de la Iași au contat foarte mult pe ca formă. Sigur, te formează, dar mai ales ai personalități de rang mare. Da, da. Și ai primit repartiție la Cărbunești. Ai avut pile, nu? Ai venit acasă. Era loc la Cărbunești, la liceu atunci? Nu. Erau doar trei locuri în Gorj. Adică la mine, la Mehedinți, că voiam să mă duc la Mehedinți. Da, normal. Nu era decât o comună, Salcea. Nici acum n-am fost pe acolo. Am înțeles că pe undeva pe la Dunăre. Aha. Probabil o comună mai răsărită, așa. Și întâmplarea a făcut să fie un profesor suplinitor la facultate acolo, la FF, ne-am întâlnit în bibliotecă și apăruseră listele alea cearceafă ăla cu repartițiile. Cu repartițiile și ei, ai mei, că ai bătrân să fii mai aproape. Mai aproape de casă, sigur, ne mai ajut și pe noi. Da. Și dacă am zis că la Mehedinți nu este, m-am uitat la Gorj. Sincer să fiu, nu trecusem niciodată. Nu fusese. Târgu Jiu fus... Deci nu venise de la Baia de Aramă la Târgu Jiu. Nu fusese niciodată în Cărbunești, da. Și era cineva, cum spuneam. Dar la Târgu Jiu fusese? La Târgu Jiu, da. Fusese, da. Și ce era? Cărbunești și mai cine era? Cărbunești, Țiclen și Novaci. Erau trei posturi, da. Și le-ai luat pe ăsta că era la calea ferată. Da, pe asta că nici nu știam și omul ăsta era chiar din Cărbunești, era profesor suplinitor pe undeva și funcția la fără frecvență la Iași. Și zic, uite, din astea trei, că n-am fost niciodată pe acolo, care ar fi cel mai bun? Și a zis Cărbunești. Și a zis Cărbunești, că e la calea ferată, e aproape de Târgu Jiu, mă, aproape de Târgu Jiu. Și așa am rămas la acolo. Cred că sunt singurul profesor repartizat care am și rămas acolo, deși aveam șanse să plec la și la au plecat mulți. Uite, acolo, dintre cei care îi cunoaștem noi, la începutul carierei de profesor, Nicolae Dragoș a fost profesor, cred că vreo 2 ani aproape, de limba română. Da, profesor soției mele. Pecie, a fost și Pecie profesor și el a venit pe urmă la aceea dintre ele. Da. Și ai rămas la școală bună. Ai rămas la Cărbunești până când? Adică, până în 90, când deci după 90 m-au ai venit. Chemat la liceul de artă, eu cu Paul am fost primit. Ai fost la liceul de artă întâi, cu Paul. Aproape 10 ani la liceul de artă. Am avut elevi buni. Zim câteva nume de pictori care au ieșit din perioada asta, de 10 ani. Poiană Marian, care e la București. Poiană Marian. E foarte bun. L-am trimis tot la Iași, că am făcut și pregătire cu el. Și din 6 studenți a fost... De cele pictori și acum uitam să mă uit și eu. Al treilea, da. O să caut și eu. Poiană Marian, e Țuinea Carbin, eu că sunt la Severin, profesor la liceu de arte. Am pe asta... Mariana Bușe, care este designer prin Italia. Ghiaus. Sper că în Milano, da. Fiica unui prieten, Vasile Ivanoiu, care e tot designer în Timișoara. L-am avut pe urmă pe Geană la
Cătălin. Gimnaziul Cătălin, da, și l-ai eu avut la, eu la Cărbunești. La Tonița, dar eram prieten cu taică-su și nu voia să-l dea la arte. Și am spus, măi, copilul este foarte are bun. Talent, are, da. E talent. Și el a făcut Tonița la București. N-a scăpat de mine până când... I-ai pus mâna în cap, ar trebui să-ți mulțumesc. A zis, bine, dar recunoaște? Atunci îl dau la... A murit săracu, tatălui. Nu, dar el recunoaște? A, acum nu știu, că nu l-am întrebat. Așa. Și zice, bine, atunci, dar îl dau la Tonița, să văd, că el credea că nu ia. Și a intrat tot așa. A intrat? Ei, uite, da. Să spun că nu știi, în ce suntem astăzi, în 18, da? 18. Aseară, pe 17, a avut vernisaj la Simeza. Cătălin Geana. Da? Deci pe Magheru, la galeriile de artă Simeza, a avut vernisaj cu sculptură și cu desene. El are un omuleț de la o bazaconie de aia. Da, merge cu un expresionism din asta. Dom'le, să știi că el e o figură deosebită. El a plecat de aceea și bine a făcut că a plecat din Târgu Jiu, că dacă rămâne aceea, se pierdea. El a fost la Cărbunești profesor sau în oraș aici? La Târgu Jiu. La liceul de artă a fost o perioadă. Bine că a plecat, că dacă rămânea pe aceea, se pierdea. Că avea un anturaj de ăsta care nu-i făcea bine, el e predispus la a lua viața așa mai în balon și uite s-a dus la București, are atelier la combinatul plastic și are și lucrează, domne, și face niște chestii ieșite din rând. Adică dacă vezi un desen de-a lui, o pictură sau o lucrare, știi că ăsta e Geana. Și asta e foarte important. Asta e foarte important. Da, uite, că aveam notat să te întreb de el, dar ai adus vorba. Pe cine? Baldovin, Gabriel, ăsta a fost profesor aici, acum la București. Așa unele foarte bune, a făcut liceul la Craiova. De-aia spunem, dintre elevii pe care i-a avut la liceu teologic, ăștia, majoritatea lor, urmează pe urmă Institutul Teologic, ajung popi, nu? În general vorbind, sunt două, nu? Sunt două secții, una pentru pictură, deci patrimoniu, deci, o secție pentru... Dar aveai ore și la unii și la alții, na? Nu, eu am avut numai la... Numai la patrimoniu. Era în regim de liceu de arte. Exact. Și ăștia pe urmă, majoritatea urmau secțiile astea de patrimoniu la facultățile de artă, afiliate? Chiar majoritatea, că mulți veneau ca să facă totuși un liceu. Că, dar pe vreau vrena, să zic că totuși am reușit să țin așa o evidență în ideea că am mers pe structura de grupe. Acum am înțeles că nu mai merg cu toate clasele, nu poți să faci artă. Nu poți să faci la grămadă, da. Am avut trecere acolo. Am făcut chiar lucruri interesante, dar am zis că și nu din, s-au mai continuat. Din generațiile pe care le-a avut, au ieșit restauratori? Da, nume este de-astea care unul care chiar a venit profesor acolo în locul meu, Rău Bogdan, e profesor, a terminat la Cluj pictura sacră. Și unii sunt și profesează restauratori, nu? Da. Ceea ce e foarte important. Sigur. Acum că veni vorba de generațiile tineri, spune-mi, ți-a fost așa de bine pictor pentru că i-ai făcut pe amândoi copiii tot pictori, ai și un genere tot pictor, sunteți un clan de pictori, așa. Voi dacă vreți să faceți un muzeu singur, îl populați cu 300 de lucrări și vă puneți și director adjunct și director general și paznic, să tot neamul. Da. Ia spune, de ce ai dat și copiii tot la arte? N-a învățat niciunul ca să-l dai la filologie sau la matematică? Erau așa de talentați? Fiul meu era tot așa pornit de foarte mic. Tot așa, de mic, da. Pentru culoare. I-a plăcut. Fata mai puțin, dar desena și ea. Dar nu avea așa ca obiectiv. Dar ea acum are culoare. Da. Ea acum face niște lucruri foarte interesante, colorate frumos, așa. Mai ales pictura aia pentru copii, așa, cu tentă. Ei, au fost probleme grele, că între timp a murit soția. Dumnezeu să ierte, dar ți-a fost greu. N-a fost simplu. Mihai era la liceul de artă deja, dădesem la 9-a, fata era în clasa 8-a și a urmat. Ea e mai mică ca băiatul? Mai mică, până an, da. A urmat la Cărbunești, 2 ani, și după aceea a zis că vreau și eu la liceul de artă să dau. Cum era atunci, cu treapta a doua. Da, cu treapta a doua. Și a intrat la liceu, dar voia să facă chiar sculptură. Eu eram încântat pe chestia asta. La noi se lucra tot timpul în atelier. Îi luam și ca model și ei da, cu mine. Da, foarte deci frumos. A fost o relație din asta mai... Prietenoasă așa. Da, prietenoasă și de culoare, de desen. Ei, și normal că un îndrăgit automat. Și eu am mers
da. S-a orientat spre nu, latura asta nu creativă. E de aici, nu e de aici de acolo să ai în familie atâția pictori, artiști plastici. Și băiatul are expoziții, face? Nu, eu nu știu ce face și nu cunosc pe A făcut, da, este e profesor acum la... E profesor la Cărbunești și la Spirul Haret, are jumătate aha, de normă. Da. Foarte bine. Stă în apartament la Cărbunești, lucrează, lucrează chiar mai mult decât mine. Deci cantitativ, nu știu, calitativ, că n-am... numai pe Facebook mai văd. Da. A, nu te duci să... Cotrobui prin lucrări, să zici, nu. Ce-am când făcut luna asta? El a ocupat totul acolo, da. Chiar și atelierul meu. Da. Aproape că n-aveți ce să mai căutați, știi? Da, eu dacă mă duc să mai lucrez acolo puțin. Da. Dar aici la Bala ai atelier? Ți-ai făcut așa ca să... sau așa, pe unde apuci, știi? Pe unde apuc. Ești la vreau la să-mi fac, am strâns ceva materiale, nu găsesc meșteri, e greu. Păi faci tu, cu ce meșteri trebuie? Păi fac eu, nu mai putem. Dar nu pot singur chiar Ne-am lăsat. Dar ești așa să pitezi la câmp, la... ești evalet în spitare? Fac schițe, să așa, schițe mult, da? Nu prea ies cum înainte era... Cu culori, cu șevalet, nu, doar schițe? Mă caut mai mult, merg pe alte structuri, mai pe sinteze, mai pe astea. Deci îmi culeg. Mai pe lucrare timpul, construit, așa. Tot timpul da. Carnetul de schițe îmi culeg motive, observ, motive pe care le combin și fără le să le, da, fără să uite, le copiez. Uite, în anii 84-5 aveam un amic pe aici prin Târgu Jiu, amic cu toții, așa era, e din preasla voastră. Între timp ne-am mai răcit, știi, că cu vârsta ne stricăm la minte și la cap. Și avea o lucrare de-a ta, pe care o țineam sufragerie la loc de cinste, așa, o fântână. Cine? Nu spun cine acum. O fântână de-a ta. O aha. Lucrare mică, cred că 50 pe 50 era pătrată, cu un cerc așa, cu o culoare roșie, pal, așa, ștearsă, frumoasă. Îmi plăcea lucrarea aia foarte tare. Acum, așa, construcția ei semăna, pentru că văzusem, să zicem, și alte lucruri, așa, dar oricum, era lucrarea ta și mie îmi plăcea lucrarea aia foarte mult. Și am mai văzut... La Țăpescu, poate, nu? Băi, acum, dacă ai spus, da. Și am mai văzut lucrări de ale tale, cred că două, la Nicolae Diaconu. Iar niște lucrări bune. Da, cu Nicolae Diaconu am avut o relație foarte... El avea cam de la toți ăștia de aceea, din târg, din generația voastră asta. Era și un tip bătătarnic. Da, dar când s-a apucat să facă ceva, răzbea neapărat. Și a ținut la mine. Eu și era, da, și dacă promitea o chestie, să ținea de cuvânt, ceea ce e extraordinar. Și de din ce în ce mai rar în ziua de azi. Catalog, el mi l-a făcut. Știi? Păi și lui Țopescu și lui Valer Neag. Casa Corpului Didactic. Și lui Valer Neag și toate așa. Totul, da. Redactat, da. Reprodus. Mai ai catalogul ăla? Mai am, da. Mai. De-aia spunem, ai făcut acum 5 ani, nu? Expoziție retrospectivă la muzeu. La 65 de ani, atunci ai zis că 65 de ani e un prag. Voiam să o fac la 60 și au intervenit tot felul. Ai lungit-o până. Eu am văzut expoziția aia și... Era să nu mai fac, am văzut-o, am văzut-o și cu tine, ne-am întâlnit odată acolo și am văzut-o de vreo două ori și singur. Și te rog să mă crezi acum că nu ne lăudăm unii cu alții, nu ne bărbierim, că noi avem bărbi amândoi. Atunci m-ai câștigat, să știi. Adică nu-mi închipuiam că ai atâtea lucrări, adică atâta volum de muncă, știi? Că ai avut atunci toate sălile pline. Singurul lucru pe care ți-l reproșești și l-am reproșat și atunci că trebuia mai îngrijit, rămate, panotate. Ai o grămadă de lucrări extraordinar de frumoase. Păi toate le facem în fugă, dar știi? Da. Cu aia rămâne. Uite, expoziția aia a fost o expoziție care rămâne. Ți-au făcut ăștia de la muzeu atunci catalog? Ai reușit să faci catalog? Da. Ai un catalog atunci? Am făcut și nu mai am niciun exemplar. Toate au fost date atunci. Păi da, că le dăm atunci degeaba la gură cască, știi, la toată lumea și pe urmă rămâi și n-ai. Nu mă pot lăuda cu nimic. Da, ai acasă un catalog, măcar pentru tine, așa, ai, nu? Unul singur. Unul singur, da. Foarte bine, nu? Să-l ții de ăla. Dar e reușit? Condiții grafice bune? Mulțumitor, da. Cine ți-a scris text la el atunci? Nu, a făcut ăsta, Ion Catana a fost. Aha, el a fost tehnoredactorul și fotograful lucrărilor. Da. Fotograful. Nu, ai avut acolo, ai avut foarte multe desene interesante. Da, încă de pe băncile școlii, la facultății, chiar multe crochiuri au fost. Da, care, da. Nu, și alea au dat bine de tot, desene, așa. Desene, le-ai avut la mine desenul e un exercițiu zilnic. Să știi că acum noi putem vorbi orice, că nu ne...
vede decât o grămadă de lume și noi suntem la vârsta la care nu ne mai supărăm, că dacă ne supărăm nu reușim să ne mai, nu mai avem când să ne împăcăm. Ești mai tare ca de senator, știi? Da. Cu toate că, uite, a fost anul ăsta atelierele Brâncuș și a fost organizat aici mai mult pe plan local, așa, el a fost internațional, că a fost toți de la Târgu Jiu, majoritatea, știi? Și am văzut că ai intrat în grupa de la pictură. M-am bucurat, am venit și la deschidere, ai văzut, am fost și la închidere și acum nu că suntem noi aici de față, că pot să vorbesc și cu ceilalți, dar nu mai prea vorbim. Lucrările tale au dat greutate simpozionului, nu te vreau să te flatez acum, au fost foarte bine construite și, dom'le, se vede că ai muncit la ele și că ai ce să spui. De fapt, remarca foarte serioasă și interesantă a făcut-o și Șușară în cuvântul lui, ai văzut. La unii dintre ei a trebuit să întoarcă vorba frumoasă, așa, ca să ni se pară că suntem toți, sunt mari maestri. Dar altfel, simpozionul de anul ăsta a fost un simpozion slab, foarte slab, din păcate. Acum, întrebarea mea e și m-am mirat dacă tot au ajuns sticlarii sculptori și tu care ai făcut sculptură serioasă în decursul activității tale artistice, de ce nu te-ai făcut sculptor în simpozion? N-ai avut loc, curatorul de la sculptură nu te-a ales pe tine. Repartiția asta a făcut-o altcineva. Sunt curatori, da. Curatorul de sculptură l-a ales pe Țopescu și pe Valer Neac și pe Ecobici, care Ecobiciare la rădăcină are ascendent gorjenesc de aici, de pe la noi, de pe la Godinești, dar lucrarea lui e o lucrare de apostol, nu e de Ecobici în niciun caz. Ca să nu mai vorbim de lucrarea curatorului care bate înspre Anghel, că tu ești de la Mehediz, mai spre Severin, nu? Iar mâinile alea parcă nu sunt nici ale personajului, nici ale lui Anghel, nici ale curatorului, da? Mă rog. Da, mă rog, asta e. Asta e, nu vreau, acum vorbim despre lucrările tale. Iar lucrările tale au fost date pe ecran aceea și regia o să ni le mai dea. Sunt foarte bine construite și au niște culori care, domne, te reprezintă. Sunt două lucrări de plăveți. Astea sunt două o sculptură mai veche. Tot de la arta populară, este un Manole. Asta unde e lucrarea asta? Să nu spui că e în depozit. Uite, asta e e în depozit. Ce Dumnezeu, domnule? N-ai nicio lucrare de for public de asta, de sculptură, nu? Nu. Nu. Nici măcar... Nu m-au prea recunoscut ca... Deși sculptura al mine e... Păi să... Uite aici, uite asta e lucrarea, una dintre ele. Da. Foarte frumoasă. Și... Asta e momentul de la încheierea, vernisajul. Cu toții, sunteți toți la rând acolo și cu Șușară care încearcă să împartă dreptatea și să vă mulțumească pe toți, da? Curatorii și ei foarte încântați și voi și foarte frumos. Bine că s-a ținut, eu sunt pentru activitățile astea, ideea e că nu știu ce se întâmplă cu ele, lucrările astea de lemn care le-au făcut acum trebuie să... stea undeva înăuntru, că dacă le lăsăm pe afară, să alege praful de ele. Intră în patrimoniu. Păi intră în patrimoniu, ai văzut că peste gar sunt lucrările de două lucrări de andezit, de ale de anul trecut. Materialul nu e uscat. Care para nu interesa pe nimeni, că dacă au rămas de un an pe altul acolo, mi se pare că mai sunt lucrări și în spațiul de la Bârsești, iar la fel, care n-au fost așezate pe nicăieri. Deci e o delăsare de asta, ca să nu mai vorbim de lucrările care există prin oraș. N-are municipalitatea grijă de ele, au negrit, unele au și căzut, săracele le-au căzut obrajii. Da, ar trebui să fie și atunci, dacă tot, mai mare pentru arte, că asta rămâne, sunt semnele trecerii. Păi da, dacă nu le îngrijim. Ar trebui să fie cineva, că au atâtea... Păi cine, domne, că uite, facem alegeri. Tot felul de birocrați pe acolo. Ia spune, ai fost și la Institutul de Arte Plastice la București. De ce? Cum? La Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, prin 82, nu? Ai terminat la Târgu Jiu, la București. De ce? Cum a fost? A fost completare la Iași, erau numai de 3 ani atunci. Atunci era un fel. Când se desfințase Iașu și Da, și era rămăsăsă pedagogii. Și au rămas numai de 3. Da, așa mi-aduc aminte că a fost. Și la București, la cine ai fost? La ce clasă? La Gherasim am fost. La Marin Gherasim? Uite, vezi, acum îmi explic de ce fântâna aia de la Țopescu bătea puțin înspre Gherasim. Nu știam că ai fost la Gherasim și nu ți-am spus, știi, că bătea puțin așa, dar... Da, mi-a plăcut Gherasim. S-a prăpădit acum un 2 ani aproape. În locul... A murit și doamna Gherasim și în atelierul lui acum s-a mutat prietenul meu, Pelmuș.
Da? Ștefan? Da. Ștefan Permuș, da. Eu am multe lucrări de la Permuș. El are tot așa 70 de ani ca noi. Da. E și el tânăr. L-am observat, nu-l cunosc. Știu că a avut și aici o expoziție. I-am făcut la... expoziția anul trecut, da, eu, cu lucrări din, colecția mea. Dar a fost și când a fost Paul. A fost într-o expoziție atunci cu Paul, cu Dican, cu Barzu de la, și de la Timișoara și cu Vasile Soponariu. Ne aduc aminte, da. Da, face o pictură deosebită. Da. Eu am multe, foarte multe, pot să zic acum, desene de la el, am și pictură multă. Anul trecut, pentru că a făcut 70 de ani, am făcut la Bălănești, pe esplanada muzeului, casei mele, o stea, la 70 de ani. Da. Și am făcut o expoziție la Vâlcea, la Târgu Jiu, la mine acolo și la Calafat. Curator? Curator pentru că expoziție cu lucrările mele. A, deci colecția toată, ta. Toată colecția mea. Colecția Pelmuș ta. Am itinerat-o atunci, de ziua lui. Colecția ta n-ai un plăveț, vezi? Păi, tocmai de aia ți-am spus că înainte de a veni am mai făcut toată inventarul, m-am uitat în toate hârtiile. Și nu e, zic, uite-vă ce înseamnă, ce mare e plăveț, zic, eu n-am de aia. Hai să vorbim de Florin de Isuf, săracu. Uite, de la Isuf am vreo trei desene și o pictură. Da, tot așa în, o pictură, când am făcut expoziția Galben de Inoasa, s-a chemat, cu gutui, cu asta, el a făcut o... N-ai expus atunci. Da, nu, n-ai venit atunci. Mi-a făcut o lucrărică cu un platou, cu niște gutui, dar în maniera lui Monet. Îți dai seama, ștearsă așa, dar foarte elegantă, finuță, tare de tot. Impresionism. Și mi se părea că nu-i semnată. Zic, bă, să vezi că nu-i semnată. M-am uitat cu ea și am găsit în dreapta jos, acolo cu lupa, semnătura aia lui, cum o făcea el așa, filiform, așa, elegant de tot. Așa. Da, da, da. Și am vreo trei desene din crochiuri de-alea. Uite, eu am foarte multe lucrări nesemnate, mai ales sculptură, nici data. Domnule, fii atent aici. Suculescu, înainte de să prăpădie, i-a organizat o expoziție mare la Sala d'Ales, Radu Bogdan. Radu Bogdan are vreo trei texte scrise atunci, în perioada aia când s-a organizat expoziția. Eu l-am cunoscut bine pe Radu Bogdan și mi-a povestit cum se ducea el la el acasă pe Lizeanu, că avea o casă pe Lizeanu, pe undeva, cu o treaptă. Și l-a obligat pe Țuculescu să dea titluri și să le semneze. Că ea, tot așa, toate lucrările erau nesemnate. Expoziția aia în 1965, atunci a fost făcută, n-a ajuns să sunt la București, atunci a fost o expoziție extraordinară. Și l-a confirmat pe Țuculescu într-adevăr. Și atunci, apropo de semnat, pune mâna și ia-ți astea șapte culori, că fiecare tablou trebuie să... Să mai deduc și... Să... Dar nu te apuci să și modifici lucrarea, doar să o semnezi. Nu, da? Deși la unele parcă aș mai interveni, da. Păi parcă, așa e întotdeauna. Dacă discutam și în cadrul simpozionului, un artist trebuie să știe să se și oprească. Lucrările nu sunt terminate niciodată. E ca în dragoste, știi? Trebuie să știi să te și oprești, așa și cu arta, știi? Da, Leonardo. Cu toate că sunt pictori mari, care lucrează la... atentează la aceeași lucrare an de-a rândul. Poate să o strice, dar depinde cum o strică. Depinde acum. Adică s-o spunea că lucrurile trebuie stricate puțin ca să fie... să aibă personalitatea artistului, da. Spune-mă, ai făcut expoziții și afară. De unde până unde cu Codbusul ăla? Pentru că prietenii noștri sticlari au făcut, au fost și ei pe la Codbus. Au fost în urma noastră. Nu știu ce relație a fost pe tema cărbunelui. Târgu Jiu era înfrățit cu Codbus. Asta era treaba cu Codbusul. De-aia ajungeați toți acolo. Aveau mine, cam tot așa ne duceau în... carierele lor să ne inspirăm. Documentare, în să documentare, da. Da. Mm-hmm. Da, a fost interesant și simt să fiu mai plăcut. Pe cum nu? Era o întâlnire, erați tineri toți. Și am fost și apreciat. Așa, păi vezi, și lucrări, au rămas lucrări la Codbus acolo? Sunt acolo. Da. Nu tânjești să te mai duci odată? Să... M-aș mai duce, da. acum e voie, avem voie, e liber. Cine știe? Ne-au cam lăsat încheieturile încolo, da. N-avem treabă, știi? Da, mi-aduc aminte că o lucrare era inspirată dintr-un tur din astea, imagine luată de interior, i-am pus eu templul luminii și, și erau democrați, n-a prea acceptat n-a prea ideea, bine, dar nu suna templul luminii. Da. Nu au zis nimic, m-a pus să schimb, dar cred că cu siguranță l-au schimbat. O imagine tot așa, sinteză. Și dintre pictori, numai tu, de aici de la Târgu Jiu, numai tu ai fost acolo? Am fost cu Colțan.
Aha, Colțan. Eu cu Colțan, da. Și a fost sculptor. Am înțeles că Colțan nu e bine deloc, e pe la Timișoara, pe undeva. Nu știu nimic de el. Am înțeles că e, da. Nu e în regulă, da. E bolnav? Păi... Nu știu. Da, și am întrebat și nu am primit niciun răspuns. Da. A fost și ăsta la sculptură Oprescu. A, Oprescu. De Oprescu mai știi ceva? Am corespondat până acum 2 ani, cred că s-a pensionat și el. Păi, sigur, da, s-a pensionat. Da, ajunsese la Ploiești. Pe la Ploiești a fost tu, nu? Am înțeles că s-ar fi despărțit soție, nu știu. Da, nu știu în viață. Detalii. Uite că vorbim de asta, de Cătălin Geană, că a deschis aseară expoziție la Simeza. La Severin, nu, că ești mehedințean, a deschis tot ieri Gheorghe Mosorescu. Nu știu. Nu știi pe Mosorescu? Mosorescu e deloc de aceea din Cara Severin și e șeful filialei la Brăila. El e scenograf la teatru de la Brăila și uite, a deschis în sălile care se cheamă Gheorghe Angel din Palatul de la personal, Severin. Personal, da, foarte bine, dar știu că rămăsese referă galerie, era acolo. Au amenajat în Palatul ăla al Culturii, cum se cheamă Palatul Asta Culturii. Bine, da. Așa, o sală care se cheamă Gheorghe Angel, sala. Și e o sală bună, îngrijită, elegantă, am văzut fotografii. Merită, uite, că tot ești aproape de Severin. Dar ei aveau și o tabără unde vedeau. A fost, da, o tabără. La Braconia. Da, nu știu. Venea Sălișteanu. Sălișteanu a avut o perioadă când s-a dus prin toate taberele. El era foarte tânăr, așa, foarte sportiv și îl chemau toți. Era dinamic. Și, da, și lucra foarte mult. Am fost în atelier la Sălișteanu de vreo 2 ori. Prima dată când m-am dus, n-aveai pe unde să calci. Deci tot atelierul era plin pe jos de goașe, de cartoane și lua culoarea roșie și punea pe toate hârtiile, pe urmă băga pensula în verde și s-o plimba pe la toate. Domne, dar zgârcit că și prima dată și a doua oară am încercat să-l bărbierez, să-mi dea o lucrare. Da, a zis, lasă, că îți crude, că nu știu ce. Era președintele de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici atunci. Era în 1999. Eu am făcut o revistă în lumea gorjenească dedicată lui Brezianu și am vrut să iau un text de la el pentru că era președintele Uniunii Artiștilor Plastici și dăduse premiul de critică lui Brezianu. Și m-am dus și mi-a și dat un text, cred că am și, adică cred sigur, am manuscrisul, că mi l-a scris de mână așa. Văzusem expoziția lui din 1975 cu care a rupt gura târgului la București, la sala Dales, avea un expresionism american, era după expoziția americană la București și el a avut curaj, atunci vreo 3-4 zile, a vorbit cu tot publicul, domne, la ora 12 se întâlnea cu oricine și oricine putea să pună orice fel de întrebări, era foarte bun vorbitor și știa să justifice orice acțiune de-a lui, știi, în domeniu. Da, el activa în multe, pe multe planuri, știu că și la olimpiadele, când mergeam cu elevii de la liceu. Elevii era în jurii, peste tot, da. Era foarte vivace, dar un piteștean, un oltean foarte... Da. Dinamic. La Craiova tot, la Craiova astăzi se deschide o expoziție retrospectivă, personală a lui Darie Dup, care e tot oltean de al nostru. A făcut o expoziție acum vreo 3 ani aceea. Foarte bun, știi? La Muzeul de Artă, uite, nu ne comparăm. Iar la noi, ca să nu să ne lăudăm și la noi, aseară s-a deschis expoziția Amalgam, așa se cheamă, ca să justifice, știi, demersul lor expozițional. N-ai expus. N-am de ce? S-a refuzat așa un pic. Nu, dar nici nu am avut timp și chiar uitasem de... Păi ce, la vârsta noastră acum, luai o lucrare din Rastel, și le trimiteai cu ăsta, cu fan curierul, cum adică n-ai avut? Mi s-a părut așa genericul ăsta mai... Da? Mai de ochiat, mai ales pe, da, copiii, pe fondul pandemiei. Copiii expun, nu? Eu înțeles că ai spus, da. A, n-ai fost, n-ai văzut, nu știu. N-am fost. Uite, trecem acum, că pentru că am auzit că onor conducerea filialei, de comun acord cu Centrul de Cercetare, Promovare și cei mai fac ei lui Brâncuș acolo, au catadixit să lasă luminile aprinse seara, o săptămână, ca publicul... Accesul e interzis în interior? Da, păi bănuiesc că nu e, că e doar jumătate sala e ocupată cu lucrări, cu fața spre geam și căscăm și noi gura ca doi bătrâni prin vitrină să vedem. N-am fost. Bine, nici că m-au invitat, eu știam, dar n-am bani să vin în fiecare zi la Târgu Jiu, știi? Abia am strâns bani ca să vin să mă întâlnesc cu tine, nu mai aveam și ieri, știi? Glumesc acum. Glumesc. Dar o să trec să văd că eu sunt curios.
fac ala. Acum sunt curios și prin natura serviciului, nu? Dacă ține misiunea asta, ar cam trebui să știm ce sunt. Cunoști situația, ești mai la curent decât eu. Păi, domne, n-auzi că prin natura serviciului suntem obligați să... Domnule Plăveț, să știm cât de mult, nu chiar tot, că nu suntem în stare să știm tot. E interesant, da. Și cunoști. Chiar aș vrea să-ți văd galerie. Uite, treci, îmi dai un telefon oricând și treci și să știi că o să vezi lucruri interesante, știi. Mm-hmm. Îmi spui din timp să pregătesc o plasă de bani ca să fiu în stare să achiziționez o lucrare de la tine. Știi că ți-am spus, am și de la prietenii noștri mai vechi, dar... Acum îmi place, știi, ca să am răutățile de rigoare, să zic că am lucrări de la ei de pe vremea când erau talentați, știi, că dacă suntem supărați, nu mai apuci lucrări. Chestia asta a spus-o și asta Vlad Ciobanu. Acum? Nu, la o tabără anterioară, cred că cea de la Rânca, de anul trecut. Așa? Ce zici? Era Suzana Fântânaru și a făcut remarca asta. A făcut 73 de ani. Suzana Fântânariu a făcut 73 de ani. Cu mai mult. Ea, nu, 73 de ani. Ea a fost profesoară la Craiova, la liceul de arte. La liceul de arte, da. Acum e la Timișoara, la arte. E o tipă interesantă așa. Băgăcioasă și lucrează mult și foarte curajoasă, da. Foarte curajoasă. Foarte curajoasă. Spații mari. Da, a făcut tot felul de lucruri. Așa, și Vlad Ciobanu... Tot așa a fost remarca asta, că nu-s de când avea talent, știi, că a făcut și a supărat. A vrut să fie, tot, a fost răutăcios, a spus-o în glumă, dar nu prea prinde, că și prietenii mei s-au supărat, știi, dar... I-a purtat pic o vreme, dar nu i-a prea convenit. Înseamnă că ține la orgoliu. Da. Ia spunem că, uite, ne apropiem de finalul emisiunii. Mai avem. Ce urmează, noi? Avem 70 de ani, ce faci? De ce n-ai făcut o expoziție la 70 de ani? Măcar la galeria aceea puteai să faci. Eu am crezut că te-au serbat ăștia seara aceea, de-aia mi-era ciudă că n-am venit. Zic, uite-mă, eu fac emisiune cu el la a doua zi și n-am fost în ziua expoziției să te... Nu l-au serbat ei nici pe Valeri Neag. Uite, să-l salutăm acum și să-i spunem că a fost, că știm că a fost ziua lui ieri și să-i zicem la mulți ani, nu? Îmbătrânește și el văzând cu ochii. Da, timpul trece. Deci, la Baia de Aram nu există niciun spațiu. Uite în mănăstirea aia de la Baia de Aram, care are o poveste ușor încâlcită, așa. A ieșit o poveste de cancan. La mănăstire unde se expune? Un spațiu de înăuntru. E în restaurare și acum am văzut. Am fost anul trecut. Dar ar fi, uite... S-a restaurat deja, dar nu e populația. Au fost copiii mei acolo și nu erau decât mai mulțele atât. Nu era niciun om. La slujbă, eu am fost, că ți-am spus că mă duc o dată sau de două ori pe an la târgul ăla de la Baia de Aramă și mă duc la mănăstire și uite, am fost la slujba aia până face nevastă-mea cumpărături. Eu mă îmbisericesc nițel și era un popă tânăr, am stat de vorbă cu el acolo, două măicuțe de alea pierite săracele vreo 2-3 enuriași care vin, se închină, pun lumânare, dau un acatist, pleacă și atât. Adică orașul e pervertit, așa are numai. O pictură foarte frumoasă. Păi și atunci? Foarte frumoasă. Dar ar fi spațiul ăla din jurul mănăstirii, care nu e deloc pus în valoare și nu e. N-au nici flori măcar, că nu se îngrăzesc așa. Că măicuțele nu stau acolo, e aia e mănăstirea. N-am mai ținut legătură, ce-am foarte... Foarte rar, că eu ocolesc Capa Neagră, nu intru. Nu intri în Baia de Aram, am înțeles, da. Mi-era peste mână să mai intru. Da. Deci n-am mai avut contact. Dar ia spune-mi, uite, acum vorbim de toate. La 70 de ani, câți ani ai stat la Cărbunești? Din 72 de când ai venit, nu de la facultate, din 71-70? Da, până în 2015. Păi și... Ăștia nu și-au adus aminte, că am înțeles că e un primar tiner destupat la minte, așa. Te fi făcut cetățean de onoare la Târgu Cărbunești. Da, sunt cetățean de onoare. Ești? Iartă-mă, că nu aștept. Ești? Când te-au făcut? Păi eram încă în funcție. Deci te-a făcut de viu, cum ar veni. De viu, da. Bă, ești tare, domne. Și? Da, pe Florin? Pe Florin au apucat să-l facă? Nu. Nu. Deci. Florin ia... Că au fost în acea zi lui Florin, murise Florin. I-a dat numele Palatului. Palatului Copiilor. Da? Și pe tine te-a făcut cetățean de onoare. Cetățean de onoare. Știi ce drepturi ai? Te plimbi cu metrou, cu tramvaiul, cu troleibuzul în Cărbunești, fără să plătești.
Da, da, da. Nu? Exact. A, păi ești mare, domnule. Nu, că am, sunt foarte supărat pe ei. Pe cărbuneșteni? Pe cărbuneșteni. De ce? Am așa o strângere de inimă când ajung acolo. Sincer să fiu, nu mă mai atrage nimic acolo. De nu ce? Știu cum am stat atât timp acolo. De ce, domnule? Cu toată tinerețea ai petrecut acolo? Aveam unde să lucrez, aveam o baracă. Așa. De aici a pornit tot. Aha. Eu când am plecat la Târgu Jiu, că am fost aproape 20 de ani, la liceu de artă și la liceu teologic, uh-huh. Și au făcut de cap acolo. Aveam un cabinet de desen ce nu era în tot județul. Ios. Tot era. Păi și înseamnă că cine te-a urmat? Cromatologie, citată din artiști, totul făcut Zeiss. De mâna și mea. Cine a fost după tine n-a avut grijă. Cine a fost după mine n-a, și-a bătut joc de ele. N-a fost interesat. Da. Nici măcar geamurile nu mi le-am recuperat, că erau cu geamurile mele făcute, totul, rame, tot. Deci una la mână. După aia aveam un muzeu de etnografie și artă populară, foarte interesant. Când era domnul Pasti primar, voia să facă pe nucleul ăsta un muzeu al satului acolo. Și până la urmă n-a fost să fie. Era și ce s-a întâmplat? Și lucrări? Și astea, fost. Și obiectele de patrimoniu s-au pierdut? L-am pus în școală, nu? L-am fost etalat. După ce am plecat, ce au făcut domnii de acolo? Au dărâmat totul. Făcusem roșii de vitrine, au spart vitrinele. Ce să spun, aveam plug de lemn adus, l-am adus cu spatele, cum ar veni, de la Măceș. Aveam stâlpi sculptați de la Florește, în tot așa, adus cu spatele. Și s-a ales praf, costume populare. După bine, dar astea n-au fost inventariate, n-au avut inventar, n-au avut cine să răspundă. Au ras tot. Și nu trebuia să răspundă cineva de ele. Păi până și la galeria mea particulară, și la muzeul meu țărănesc, am inventat. Am luat legătura cu muzeul de aici să-i atenționez, să le recuperez. Și s-a pierdut. Nici ei nu s-au interesat. Dezinteresul ăsta general, așa. Da, da, da. Uite, a venit și vorba de Măcezu. Ce au făcut ăștia? Au luat toate piesele astea și le-au dus la Pojogeni, într-o școală acolo dezafectată. Le-a pus claie peste grămadă. A, nici acolo nu sunt puse în valoare cum ar veni la Pojogeni. Păi nu mi-ai dărâmat, că am fost să recuperez câte ceva, dar. Așa, și aveam foarte multe icoane pe sticle ale copiilor, dărâmate, tot jaf, au făcut jaf. Am scris eu un articol atunci, omul sfințește locul, cum se numește cel care desfințește locul. Da. Și pare din rău. Punctul ăsta de vedere, deci m-au ras, cum s-ar zice. Pe mine, dar autoritatea ta de cetățean de onoare n-a avut nicio trecere. Pastia a plecat, nu s-a mai interesat, că Pastia a plecat și a fost promovat aci, în toate structurile. Cine? La Târgu Jiu. Pasti, primarul Pasti. Zic, de aci, de pe pozițiile pe care le-a avut la Târgu Jiu, n-a putut să mai aibă grijă de Târgu Cărbunești deloc, n-a mai... Nu știu, și au dărâmat baraca aia, atelierul, unde aveam eu atelierul. Eram plecat atunci, într-o vară. Nu ți-au dat telefon, au zis să zic. Că construiesc, da. Nu știu unde. Nu-ți mai spun ce material aveam, totul am pierdut. A trebuit să recuperez sculpturi lucrate de la gunoi, de la spital de acolo. Aia, na, nu spune. Da. Și deci am așa o strângere de... Nu mă mai atrage nimic acolo. Păcat. Pur și păcat. Simplu. Uite, la Cărbunești, în perioada de vară, stă Gheorghe Grigulcu. El are casă acolo. Știu, că mă întâlneam de multe ori cu el. Da. Tot acolo există deci Muzeul Argheziei, care e important. Da. Care e important. Și la muzeu. Iar peste gârlă, peste deal, nu e Măceșul, care e muzeul crucilor făcut de Pompiliu Ciolacu și care e foarte, foarte interesant. Da, și mai e casa lui Uscătescu. Și casa de Uscătescu e făcută casa memorială? Memorială, da. Da? Unde e asta? În Cărbune? Nu, la cum se zice, Curteană. Da? Da, există casa memorială, uite asta da, nu știam. Da, da. Foarte frumos. Gheorghe Calotoiu, muzeograful, a fost coleg de liceu cu mine și el a fost nepotul lui Uscătescu. Da. Dacă eu am făcut bustul lui Uscătescu, care e în fața primăriei acolo. Ala de tine? Păi da. Deci ai lucrare de for public, nu? Da, asta în bronz. Când l-ai făcut? Și am un cap de Arghezi la Muzeul Arghezi. Da? Și Arghezii, care e în curte acolo, în spațiul ăla, în parc, cine l-a făcut pe ăla? E și un Arghezi acum. Nu știu, ăla l-a găsit pe undeva pe aici, pe la Casa de Cultură din Târgu Jiu. Nu știu dacă e Arghezi chiar. Zou? Da, era... Și Geanu i-a făcut soclul ăla, care nu prea găsit acolo. Da. Mă rog,
Mă rog. Geana are o lucrare și la mine la Bălănești, un Ion Popescu Voitești, un cap. Ăla e făcut de el, dar e turnat într-o, nu știu, în fibră, nu știu ce dracu. Oricum, dar lucrarea originală, mulajul, care e la casă, e mai frumos decât lucrarea asta. Da. Dau ăștia cu auriu pe el, îl fac în... Da, mă rog, asta e. Da. Mai avem puțin. Probleme peste tot. Te întrebasem totuși de expoziție. Păi dacă la 70 de ani n-am făcut-o, cum? Hai să ne promită la 75 de ani. Acum am făcut cu 60. Da? Deci n-ai făcut la 70, dar la 75 de ani. Am zis că fac la 61. A făcut 61, am zis nu mai fac. Și... îmi luasem grijă. Hai să ne promitem la 75 de ani, că nu mai e mult. Au insistat ăștia de la muzeu, domnii ăștia. Foarte bine, da, păi nu, asta e și rostul domnilor de la muzeu, să insiste ei, domnule, că dacă nu, da, sunt, uite, tipi artiști ca tine, care atunci, tu ai avut o modestie de asta din naștere, așa, n-ai fost băgăcios deloc, ți-ai văzut de treaba ta și atât. Da. Și eu din cauza ta n-am lucrări de la tine, pentru că m-am lăsat la mâna ta, că dacă eram mai băgăcios eu, atunci acum ziceam că uită de mine, veneam cu lucrarea și ziceam. Nici nu mi-ai spus că ai văzut retrospectiva mea de 3 ori. Foarte multe lucrări, au fost foarte multe lucrări bune în expus. Nu te laud acum că așa de că suntem la televizor, dar știi că ne-am întâlnit și amândoi și atunci am realizat, zic, uite, domnule, Plăveț, așa, cum e el retras așa și cum pare modest, dar nu e modest, că uite cât a putut să lucreze și ce lucrări valoroase sunt. Da. Da, sunt de părerea că un artist trebuie să lucreze. Da, nu, așa e, dar știi cum e, trebuie să avem grijă singur de posteritate de cele mai multe ori, că altfel, uite, să alege praful cum s-a ales praful de o grămadă de lucruri în care ai pus suflet și prin faptul că ai fost cadru didactic, te-ai ocupat și ai făcut la cărbune și n-a mai rămas nimic. Același lucru, să știi că s-a întâmplat și la mine la București, la școala, doare foarte școala tare, făcută de Spiru Haret, adică făcută în timpul lui Spiru Haret, pe care a târnosit-o într-o serbare populară mare acolo, a fost la un moment dat făcut un punct de ăsta muzeistic, ce-au adunat prin sat de pe acolo de care la fel s-a ales praful și de ăla și de școală. Școala nu are acoperiș. Da, păcat că sunt lucruri care se pierde. Păi să pierd și nu rămânem cu ei, nu vezi că noi... Dacă... Uite, trec de multe ori pe aici, pe la Câlnic și mă bucur când văd muzeul satului. N-am Ai văzut? Undeva pe lângă primărie. Pe acolo. A rămas. Care... Și ăla ai făcut prin anii aia, 60 și ceva. Nu știu, de un detalii. Dascăr, de un dascăr, da. Mai e un muzeu de ăsta, dar nu știu în ce măsură mai e deschis și tot așa, la Lelești. Își face un muzeu foarte interesant acum, uită. Mocioi, profesorul Mocioi, ți-a cerut o lucrare, adună și lucrări, adună și lucrări de astea de arte plastice și are o bibliotecă cu fiecare scriitor de al nostru de aici, trăitor de aici sau care a fost de la Gorj, să aibă raftul lui cu cărțile lui acolo, cu o fotografie, cu un CV, foarte frumos. Are o bibliotecă despre Brâncuș completă, nu s-a retras, da, ci în Târgu Jiu, dar e aproape la el, aceea până la sunt 7-8 km. Ai fost acolo? Am fost, da. Generos, Domne, în casa lui, are o casă în care a băgat o poală de bani și în loc să doarmă el, doamna, copiii și nepoții, le-a umplut de rafturi și de cărți și de toate alea. Și trage nădejde ca din când în când să se ducă cineva să vadă ce a agonisit profesorul Moce. Dar lucru interesant, să știi, foarte interesant. Și nu-i de aici, de acolo. Acum... Ce s-a întâmplat? Cine știe? E bine să ai grijă din timp, știi? Că, da. A, e interesant să... Da. Să mai recuperezi, că multe lucruri se pierd. Da, păcat. Eu zic să te îngrijezi, să ai grijă și de sculpturi și de asta. Am văzut că ai un lac destul de firav aici la magazia aia care era lângă spațiul pe care vrusesem eu să-l fac al fundației, Constantin Brâncuș, așa că te miri odată că... Nu mă tem din punctul ăsta de vedere. V-au dat spargerea. Și? N-a luat nimic. Eram la mare cu Florin și cu Ina și au luat țuica. Au găsit niște... Păi și dacă deschid eu și uite, mi aleg câteva lucrări. Și o bicicletă. Și te și chem să zic, uite mă, să vii să le vezi ce frumos le-am pus eu. Nu le țin ca... Operele au rămas nemișcate. Să știi că, uite, o chestie de asta aș făcut să Gheorghe Iliescu Călinești, pe care eu l-am cunoscut foarte bine, pot să zic că am fost și prieten cu el și făcuse o casă pe lângă Otopeni, lângă aeroport. Și avea un spațiu expozițional foarte frumos, bine pus la punct, nu știu ce,
n-a apucat să-și mute toate lucrările, dar avea și lemn și bronz și Cristina Iliescu, poate ai cunoscut-o, e fata lui sticlăreasă și au avut niște necazuri de familie, nu știu ce, primul lucru care s-a întâmplat rău acolo, au spart răufăcătorii ăștia mai colorați decât de obicei. Dom'le, și știi ce au luat? Au luat numai bronzurile, înțelegi? Da, ca să le... Deci nu au fost interesați de lucrări de Gheorghe Iliescu, că niște au furat bronzurile pentru că... Păi da, păi da, păi da, păi da. Așa că... Da. Domnule Pictor Gică, ca să vorbim așa prietenește, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit, suntem chiar la sfârșitul ei. Mă bucur că mi-ai oferit ocazia să aflu că faci 70 de ani și eu atunci să mă repet să... te invit și că ai răspuns invitației. Eu a fost o discuție prietenească, colocvială. Îți doresc să fiu sănătos. O surpriză plăcută. Să fii sănătos. Mă bucur dacă... Mulțumesc la fel. Și să ne promităm, uite, astă seară noi amândurora și telespectatorilor cât se uită la noi și cât se vor uita la filmul ăsta, că la 75 de ani o să faci o expoziție mare de tot și că noi nu o să venim în baston, nu? Nu apucăm să luăm bastonul în mână. Am promis la anul. La anul? Fac, da? Directorul de muzeu, da. Aici, la Târgu Jiu, da? Da, și le-am spus să mă ajute dacă... Păi să te ajute, ți-am spus, uite, dacă vrei să mai ne punem cu gura pe ei, să facă în rămarea și panotarea, să o facă elegant de tot. Da, da. Da? Să vedem. Gata. Contez și pe sprijinul tău. Gătirăm, ei, acum să știi cum e, ne lăudăm toți că facem și dregem. Stimați telespectatori, emisiunea noastră s-a terminat. Încheiem ca de fiecare dată cu o vorbă de-a lui Ghiote, pe care, uite, ți-o spun și ție, îmi place să cred că Ghiote a spus-o la Căminul Cultural de la Bărănești pe la 1800 și ceva. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Frumos. La bună vedere pe săptămâna viitoare la aceeași oră, cu, la fel cu un invitat foarte drag, nou și important pentru cultura urbei și a județului nostru. Bună seara! Bună seara!